vedem la seară Palatul lui Elisabeta, chiar dacă întâlnirea noastră este online. Dedicăm această seară sportului românesc. De un secol și jumătate, Familia Regală este alături de sportivii români din toate generațiile. Sportul național a început să se afirme organizat în timpul regelui Carol I. De atunci încoace, fiecare generație regală a sprijinit mișcarea sportivă românească. Vă urez bun venit la Palatul Elisabeta și o seară plăcută! Aceasta este a doua seară a Palatului, înfăptuită online în anul care a venit. Și dorim să mulțumim tuturor sportivilor, cum spunea majestatea sa, din toate generațiile, pentru extraordinarul lor aport în societatea românească. Și să vă spunem că înaintașii majestății sale, mai ales regele Ferdinand I și regele Carol al II-lea, au avut o implicare foarte puternică în mișcarea sportivă, urmați, desigur, de regele Mihai, de regina Elena, de regina Ana, dar în acești ultimi 20 de ani de când suntem la Palatul Elisabeta, am acordat separat sau împreună în altul patronajul unui mare număr de federații române. Și în această seară vom avea ca invitați pe cei care fac în România ciclism, oina, rugby, fotbal, scrimă, tir cu arcul și sperăm noi ca prezența lor aici, chiar dacă este virtuală, să vă facă plăcere și să vă aducă surprize. Bună seara! Majestatea voastră, Alteța voastră regală, suntem profund recunoscători și onorați că de 10 ani Federația Română de Scrimă se află sub patronajul Casei Regale. Această seară dedicată Federației Sportive cu un alt patronaj regal este un moment aparte, un moment al gratitudinii și respectului pe care vi-l transmit din partea tuturor celor care slujesc scrima românească. Valorile pe care sportul le transmit societății, educație, excelență, prietenie, respect, mândrie națională, fair play, sunt cele care ne ghidează și care sunt fundamentul fiecarei generații pe care o formăm. Pentru noi, înaltul patronaj al Casei Regale înseamnă o colaborare care ne onorează, dar ne și obligă. Ca și până acum, vom depune toate eforturile ca valorile acestea să fie prezente în fiecare zi în viața celor care practică scrima. Există foarte multe puncte comune între ceea ce înseamnă Casa Regală a României și ceea ce dorește Federația Română de Scrimă pentru această țară, ideile, valorile și reperele pe care le promovăm în societatea românească. Evoluția valorică continuă, ascendentă a scrimei românești, s-a materializat prin obținerea unui important număr de medalii la marile competiții internaționale, Jocuri Olimpice, campionate mondiale și campionate europene. Dincolo de medalii, bucuria noastră imensă e că acești campioni ai scrimei românești sunt modele demne de urmat pentru copiii României
și numărul mare de noi practicanți ai sportului nostru ne bucură și ne dă speranța că povestea succesului merge mai departe. Educația e cea mai bună armă din mâna unei națiuni. Mulțumim Casei Regale pentru onoarea pe care ne-o face. Știm, însă, că forma de recunoștință cea mai convingătoare, cea mai curată, va fi zâmbetul campionilor noștri pe podium, în timp ce vor asculta imnul și vor privi drapelul ridicându-se. Vom face tot ceea ce ne stă în putință pentru a vă mulțumi astfel cât mai des. Nu în ultimul rând, doresc să vă mulțumesc în numele colegilor mei și al meu personal pentru onoarea pe care ne-o faceți nouă, Federației Române de Scrimă și întregii mișcări sportive din România. Vă asigur de întreaga mea considerație. Marius Florea, președintele Federației Române de Scrimă. Maestatea voastră, Alteța voastră regală, sportivii Federației Române de Karate Tradițional vă prezintă omagiul lor. Se împlinesc 15 ani de la momentul în care am primit cu bucurie acordarea înaltului patronaj al maestății voastre și al Alteței sale. Rezultatele obținute care plasează federația noastră pe primul loc la nivel european și pe locul 2 la nivel mondial dovedesc acest lucru. Totodată, prin continuarea tradiției în domeniu, am dovedit respect și recunoștința de care ne-am bucurat prin un altul patronaj. Prin aceste două simboluri, sabia românească, cu care s-a luptat în primul război mondial, și katana japoneză, tradiția continuă.
mișcarea de karate tradițională a luat ființă în România la începutul anilor 70. Apoi, din 1993, a luat ființă Federația Română de Karate Tradițional, organizație de sine stătătoare, afiliată la organizații internaționale precum International Traditional Karate Federation și World Fudokan Federation. Karate tradițional poate să devină un fel de a trăi viața asta. Un mod de a trăi în niște valori, presupune a avea mai multă disciplină. E o metodă foarte bună de educație pentru copii, pentru cei mai tineri, pentru adolescenți, care în loc să facă alte lucruri, poate nu la fel de sănătoase pentru existența lor viitoare, ar putea să practice karate tradițional. Sunt membru al Federației de Karate Tradițional, practic karate de 35 de ani. Mulți îmi spun că sunt o legendă. Adevărul e altul. Sunt prietenul lor, iar legendele urmează să vină în urma mea. Maestatea voastră, Alteța voastră regală, suntem onorați de oportunitatea pe care ne-o oferiți prin invitația de a ne alătura unei suite selecte de discipline sportive, printre care se numără și tirul cu arcul. În calitate de reprezentant al Federației Române de Tir cu Arcul, vă mulțumesc pentru acordarea înaltului patronaj al Alteței sale regale, Principele Radu. Doresc să vă asigur că Federația Română de Tir cu Arcul a păstrat de-a lungul istoriei sale de peste 31 de ani o înaltă considerație și un profund atașament față de Casa Regală, de valorile pe care le-a promovat, iar reprezentanții acestui sport de-a lor regal au urmat modelul de excelență în competiții și în evenimente de înaltă ținută din țară și din afara ei. Perseverența, eforturile și conduita exemplare ale sportivilor noștri s-au modelat întotdeauna pe exigențele familiei regale a României, iar fair play-ul a reprezentat pentru noi un scop și o definiție a reușitei. Ne vom strădui și în continuare ca Federația Română de Tir cu Arcul să evolueze la înălțimea exigențelor patronajului care ni se oferă, să respectăm eticheta impusă de excelență acestui sport și să cultivăm cu bună credință și sinceritate neprețuită deviza Casei Regale a României, Nihil Sine Deo. Primim cu recunoștință acest înalt patronaj și vă asigurăm că vom fi responsabili. Ne vom lupta în continuare pentru excelență, pentru trofee valoroase, păstrând în minte tot timpul principiile rectitudinii morale, așa cum sunt promovate de familia regală a României.
Majestatea voastră, alteța voastră regală, este o imensă onoare pentru mine să vă transmit gândurile bune și bucuria sinceră, plină de recunoștință a micuților sportivi pe care îi reprezint. Mă numesc Valentin Firincă și vă vorbesc în calitate de președinte fondator al Asociației Club Sportiv Sportul București, o structură sportivă non-profit, independentă și în continuă dezvoltare. Asociația Club Sportiv Sportul București își desfășoară activitatea în incinta școlii gimnaziale numărul 206 din sectorul 6 București, cu o bază sportivă modernă, compusă dintr-un teren de fotbal sintetic, sală de sport și alte spații necesare desfășurarea activității într-un mediu propice performanței sportive. În prezent, în cadrul Asociației Club Sportiv Sportul București, își desfășoară activitatea un număr de 80 de copii cu vârste cuprinse între 4 și 12 ani. O atenție deosebită acordăm copiilor cu deficiențe, pentru care urmărim integrarea acestora în viața societății prin insuflarea spiritului sportiv. Entuziasmul și pasiunea acestor copii ne duce la o mare satisfacție. Bineînțeles că un rol important îl ocupă și competițiile la nivelul local și național, organizate de Federația Română de Fotbal și Asociația Municipală de Fotbal București, în care copiii sunt angajați. Cu sprijinul primăriei sectorul 6, administrația școlilor sectorul 6 și a cadrelor didactice din școala gimnazială numărul 206, urmărim alături de partea sportivă și lărgirea laturii educaționale prin organizarea de evenimente sportive și evenimente extrasportive. De asemenea, suntem prezenți cu mare plăcere la activitatea anuală de ecologizare a mediului prin strângerea deșeurilor din zonele verzi ale sectorului 6, precum și la sedirea de albă. Cu mare entuziasm și nerăbdare am primit vestea primirii înaltului patronaj al casei regale, o onoare și o imensă responsabilitate. Asociația Club Sportiv Sportul București a devenit un model pentru care a fost înțeleasă educația și sportul românesc. Acest model ne dorim să-l dăm mai departe la cât mai multe structuri sportive. Prin programele sportive și programele extrasportive, i-am văzut pe copii mai relaxați, mult mai încrezători, mult mai autonomi, conștienți, responsabili, ceea ce ne dorim firesc la toți. Am văzut părinții copiilor care participă cu multă încredere la activitățile organizate de Asociația Club Sportiv Sportul București, știind că acolo este rolul și locul acestor copii. Un proiect pe care îl organizăm cu mare onoare și responsabilitate, sub un altul patronaj al casei regale, ce va reuni aproximativ de 250 de copii din București și județul Ilfov, o competiție cu susținere și dezvoltare a sportului din România. Până atunci doresc să vă asigur de înalta noastră considerație, respect și afecțiune. Mulțumesc din suflet, majestății sale și alteței voastre. Majestatea voastră, alteța voastră regală, în numele iubitorilor sportului nostru național, vă transmitem cele mai sincere urări de sănătate și realizări pe toate planurile. Federația Română de Oină este onorată să aibă patronajul custodului coroanei, având în vedere preocupările deosebite pe care Casa Regală a României le are pentru păstrarea tradițiilor noastre strămoșești, fapt pentru care considerăm că Oina este foarte bine integrată în aceste preocupări. Trebuie să scoatem în evidență faptul că, de când am obținut patronajul familiei regale,
am reușit să avem o dezvoltare extraordinară, fapt ce a dus la reconsiderarea acestui sport pe nedrept uitat în ultima perioadă de timp. De aceea vrem să vă mulțumim atât majestății voastre, cât și tuturor membrilor familiei regale pentru efortul deosebit făcut în ultima perioadă, alături de noi pentru promovarea și reconsiderarea sportului nostru național, OINA. În același timp, vrem să vă lăsăm o provocare de a fi alături de noi în ceea ce privește dezvoltarea OINA-i pe plan internațional, având în vedere relațiile deosebite pe care familia regală a României le are la nivel european, cât și la nivel mondial. Spun acest lucru deoarece în ultima perioadă ne confruntăm și cu o nouă provocare, anume aceea de a învăța alți cetățeni, altor state, sportul nostru național, fapt care ne onorează. În încheiere doresc să vă urez multă sănătate, fericire și să dea bunul Dumnezeu să ne vedem cât mai curând la competițiile pe care le organizăm în onoarea înaltului patronaj pe care îl avem, cât și la celelalte activități ale federației. Bună ziua, mă numesc Traian Goga și sunt secretarul general al Federației Române de Ciclism. Prin acest mesaj vă transmit salutul meu cordial, precum și al tuturor membrilor organizației noastre. Anul 2020 a fost un an cu totul ieșit din comun, care ne-a adus în cale provocări pe care nu cred că vreun dintre noi le așteptam. Din fericire pot spune că sportul cu pedale a fost unul din sporturile care au fost favorizate, care au avut parte de o șansă deosebită, anume că în ciuda începutului de an și a primei jumătăți marcate de incertitudini, în a doua parte au putut să își reia activitatea la parametri maxim, foarte multe competiții reușind să aibă loc, mai ales grație faptului că este un sport care se desfășoară în aer liber. Pentru Federația Română de Ciclism, 2020 a însemnat, după cum spuneam, o provocare mare. A reprezentat în același timp un an cu totul și cu totul deosebit, ca urmare a înaltului patronaj al Majestății sale Margareta, Custodele Coroanei Române, o distinție care ne face o onoare nespusă, dar și pentru faptul că am putut să găzduim competiția cea mai frumoasă din ciclismul românesc, Turul României, și am avut rezultate deosebite prin Eduard Novak, care a obținut argintul și bronzul la campionatele mondiale de paraciclism pistă din ianuarie 2020, prin Daniel Crista, care a obținut medalia de bronz la campionatele europene de pistă din noiembrie 2020, și prin Vlad Dascălu, care a reușit două locuri 11 la campionatele europene și mondiale de mountain bike XCO. Prin aceasta doresc să vă transmit tuturor un mesaj de speranță, mesaj de încredere în forțele dumneavoastră și 2021 să depășească anii precedenți și să aveți parte de cât mai multe rezultate. Vă mulțumesc și vă doresc succes în toată activitatea dumneavoastră.
Maestatea voastră, Alteța voastră regală. În 1930, generalul prinț George Moruți înființa Federația Ecvestră Română și acela a fost momentul de început. Acum, în 2021, la 91 de ani de la înființare, cinstim legătura nobilă cu regalitatea și aducem un omagiu acelui care a fost promotorul Federației Ecvestre Române, onorabilul prinț George Moruți. Noblețea calului și eleganța sportului ecvestru sunt elemente ce ne definesc și ne apropie de valorile și ținuta familiei regale. Amploarea sportului ecvestru este un motiv de bucurie pentru noi. În prezent, Federația Ecvestră Română are 79 de cluburi afiliate cu peste 900 de sportivi și peste 1000 de cai legitimați, acoperind 6 discipline: anduranță, atelaje, dresaj, concurs complet, voltijă și sărituri peste obstacole. Rezultatele obținute de sportivii noștri ne depășesc în fiecare an așteptările și ne mândrim că la disciplina anduranță, o disciplină ce a cunoscut o dezvoltare frumoasă în ultimii ani, vom înregistra în acest an participarea la campionatul mondial de anduranță. De asemenea, loturile naționale s-au calificat la cele mai importante competiții la toate disciplinele. Vom fi prezenți la campionatul mondial de atelaje 2 cai, campionatul mondial cai tineri atelaje, campionatul european atelaje cu 4 cai, campionatul mondial obstacole cai tineri, campionatul european obstacole seniori, campionatul european dresaj copii junior și tineret, campionatul european copii junior și tineret sărituri peste obstacole, campionatele balcanice. De asemenea, la toate disciplinele, înregistrăm în fiecare an tot mai multe participări la competiții internaționale de nivel înalt, unde sportivii noștri obțin medalii și rezultate deosebite. Calul, ca și partener, prieten, sportiv, este pentru noi o minune a naturii, care ne uimește permanent, care ne motivează și care transformă practicarea acestui sport într-o plăcere și o pasiune. Suntem dedicați performanței și depunem toate eforturile să reprezentăm România cu onoare, iubind sportul ecvestru și cai. Faptul că Federația Ecvestră Română are titlul de înalt patronaj regal reprezintă pentru noi o mare distincție, pentru care vă mulțumim și ne responsabilizează să menținem standardele cât mai ridicate.
Majestatea voastră, Alteța voastră regală, rugby-ul este un sport de excelență în care cei care îl practică respectă reguli și principii care guvernează această disciplină, transformându-o într-un joc de gentlemen. Asocierea dintre Casa Regală a României și Federația Română de Rugby, statuată prin acordarea înaltului patronaj al Majestății Sale, Regele Mihai al României, reprezintă pentru noi recunoașterea valorilor și statutul aparte pe care rugby-ul românesc îl ocupă în peisajul sportului autohton. Sportul a făcut parte în permanență din preocupările altețelor legale, recunoscut fiind faptul că mulți membri ai Casei Regale a României au fost apropiați de sport. Ca practicanți sau susținători, membrii Casei Regale au fost promotori ai multor discipline sportive, dar totodată au asigurat cadrul și infrastructura practicării unor sporturi tradiționale, printre care și rugby-ul. În acest sens, stă mărturie inițiativa regelui Ferdinand, care a aprobat înființarea Federațiunii Societăților Sportive din România la 1 decembrie 1912 și care a donat terenurile de la șosea, care se află și astăzi în patrimoniul sportului românesc. Este evident că regalitatea reprezintă o tradiție actualizată în România contemporană, restabilind legăturile cu sportul românesc. Suntem onorați de atenția Casei Regale și suntem impulsionați de sentimentul de apartenență prin asocierea cu altele concepte morale și umanitare promovate de Casa Regală. Avem convingerea că împreună putem promova valorile pe care jocul de rugby le susține, respectiv integritate, pasiune, solidaritate, disciplină și respect.